Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să vă arăt cum mănânc eu produse apicole. Pentru că aveam poftă de ceva de la albinuțe, am zis să fac și un clip să vă arăt ceea ce mănânc eu și cum le mănânc. Avem aici un polen proaspăt, un polen care îl ținem la congelator, așa că dacă aveți și voi polen, să-l țineți neapărat la congelator pentru că e lung gheață. Aici avem niște păstură, foarte bună, mai este numită și pâinea albinelor. Polenul și păstura sunt foarte bogate în proteine vegetale complete, care conțin toți cei 7 aminoacizi. Foarte puțină lume știe lucrul acesta, mai ales cei din fitness, habar nu au. Se îndoapă cu proteine din aceea pudră. Și pe lângă faptul că au foarte multe proteine, aceste două produse de la albinuțe sunt foarte benefice în combaterea și prevenirea a peste 50-60 de boli. Aici mi-am făcut și un pahar de sirop, de suc, cu siropul de pulpă de cătină cu miere. Este un sirop 100% natural, făcut de părinții mei. Are numai pulpă de cătină stoarsă la rece, amestecat cu miere. Nu sunt fierte siropurile astea, pentru că mai avem încă 4 sortimente de siropuri, de merișor, de brad, de ghimbir și de afine. Însă astăzi voi folosi siropul de cătină pentru că are cea mai multă vitamina C. Cătina este fructul cu cel mai mare conținut de vitamina C din lume, să țineți minte. Bun, haideți să vedem. Foarte bun. Mie îmi place să-l fac cu apă minerală, o am aici, pentru că, nu știu, îmi place foarte mult acidul. Hai să luăm și o linguriță. Lingurița cu care am făcut siropul, cu care am amestecat siropul. Voi lua o linguriță de polen. E acrișor, așa. Polenul nu e preferatul meu. Să luați mai puțin pentru că este necăcios. Sau să beți ceva. Alunec mai bine cu un sirop din ăsta de cătina. Foarte multe vitamine și minerale avem la această masă. Poate nu o să vi se pară că mănânc mult, însă polenul și păstura țin foarte, foarte bine de foame, pentru că au foarte multe proteine, după cum am zis, și sunt foarte hrănitoare. Hai să desfacem și păstura. Punem aici în pom. Ouleu, a căzut cam mult. Asta nu trebuie să o luați cu lingurița. Mi-am pus cam așa. Nu știu, nu prea se vede. În fine, important este că nu au contraindicații aceste produse. Toată lumea mă întreabă, domne, cât să mănânc? Dacă mănânc prea mult, are ceva? Nu are absolut nimic, pentru că sunt produse naturale, sunt produse care au foarte multe vitamine și minerale. De ce ar avea contraindicații? De bine, să nu fiți alergici. Dar de ce ar avea, nu știu, de ce v-ar face rău până la urmă? Când bei 2 litri, 3 litri de cola pe zi, nu te mai gândești, nu mai întrebi pe nimeni, domne, beau prea mult suc? Sau când mănânci, nu știu, două shawarma într-o zi sau o shawarma, atunci nu-ți mai pui problema, domne, am mâncat prea mult, oare îmi face bine? Deci gândiți-vă că astea sunt produse naturale, sunt produse exact așa cum le luăm din stup, mai puțin siropurile, bineînțeles, pentru că le amestecăm cu fructe, însă și acestea sunt ținute la congelator, sunt fructe proaspete, scoate în porții de câte 3 kg și facem câte o tranșă când avem comenzi sau când avem târguri.
Deci stați liniștiți, puteți să mâncați absolut cât doriți dumneavoastră. Mult mai bună. Îmi place mult mai mult păstura. Păstura este provenită din polen. Polenul acesta crud, albinuța îl bagă în slup și pentru că este o temperatură foarte mare și polenul crud trebuie să stea la congelator pentru că altfel s-ar strica, albinuța vine cu niște enzime pentru a conserva polenul, adaugă niște enzime în celulele acelea unde introduce polenul și începe un proces de fermentare naturală. Iar după 30 de zile de fermentare naturală rezultă această păstură care este mult mai bogată în vitamine și minerale decât polenul pentru că enzimele acelea din gușa albinuței plus procesul de fermentare îl face să fie mult mai bogat. Așa că o linguriță de păstură echivalează cu vreo 5-6 lingurițe de polen. Este extraordinar acest produs și vă recomand să încercați. Are și un gust mult mai bun, cel puțin mi-e îmi place mult mai mult. Dar și prețul este mult mai mare. Dacă vă interesează, intrați pe site-ul nostru www.mieretvo.ro pentru că acolo avem toate produsele și puteți să vedeți prețurile, puteți să vedeți descrierile produselor. La multe tipuri de miere avem și premii câștigate la târgurile naționale și internaționale apicole. Și dacă vreți, puteți să faceți o comandă, iar în 2-3 zile comanda va ajunge la dumneavoastră acasă prin fan curier pentru că noi cu ei lucrăm. Va ajunge la ușa dumneavoastră și o puteți plăti ramburs. Foarte bun. Postura asta e foarte bună. Mult mai bună decât polenul. Deci, fraților, puteți să mâncați absolut cât doriți, 2, 3, 4, 5 lingurițe pe zi. Nu vă afectează niciun fel organismul pentru că sunt numai lucruri naturale. Hai să mai iau o linguriță de polen. Siropul ăsta de cătină se poate consuma și ca atare, câte 2-3 lingurițe pe zi. Eu prefer să-l fac ca un suc și de obicei îl fac cu apă minerală pentru că îmi place acidul. Însă voi puteți să faceți și cu apă plată, este la fel de bun. Cătina vă dă foarte multă energie, deci acest sirop este foarte energizant. Așa că vă recomand să îl beți dimineață în loc de cafea dacă nu beți cafea. Sau la prânz, dacă beți dimineața o cafea, puteți să vă faceți la prânz când energia vă scade. Bineînțeles, toată lumea când mănâncă la prânz, ați văzut, începe să vă ia somnul și chiar vă recomand să beți un pahar de cătină din aceasta, de sirop de cătină cu miere, pentru a vă da energie și a reuși să duceți programul de la serviciu, de la muncă, până la 4-5 după masa, până când terminați voi. Nu consumați seara. Nu consumați când veniți de la muncă, deoarece vă va da foarte multă energie. Bine, doar dacă aveți nevoie de energie noaptea. În rest, consumați-l pe parcursul zilei când aveți nevoie de energie. Asta e important. La fel ca și celelalte produse apicole, puteți să-l consumați în cantități nelimitate. Pe mine, un sirop din ăsta mă ține 2-3 zile pentru că beau foarte multe lichide și îmi place foarte mult. Nu am pățit absolut nimic de la el, nu mi-a crescut un corn în frunte. Este foarte bun și mă ține puternic, mă ține energic și datorită conținutului mare de vitamina C, reușesc să nu mă îmbolnăvesc, să nu răcesc și să am un sistem imunitar foarte puternic pentru a face față, mai ales în perioada asta, pentru a face față virusilor, pentru că ați văzut și voi. Sunt foarte mulți virus și evoluează. Acum avem de-a face cu acest nou virus, coronavirus, COVID-19 și este foarte important să avem un sistem imunitar puternic pentru a lupta cu virusii, cu virozele, cu răcelile și așa mai departe. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că ați învățat ceva din acest clip. Nu uitați să vă abonați la acest canal,
pentru că voi scoate foarte multe clipuri, voi arăta ce mănânc. Nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu rata următorul meu clip. Iar dacă aveți întrebări, lăsați-le mai jos în secțiunea de comentarii. Le citesc absolut pe toate și vă voi răspunde. Eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, fraților, să faceți mișcare și să consumați produse apicole pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre. M-am pupat. Ciao!